la vis-a-vis de fabrică, de la Alchim. Vă spunem atât, este un compresor de la un frigider, da? Este ceva rudimentar, domnule, antic de mult. Când îl vezi, îți să iei să-l arunci. Ăla nu poate fi luat în considerare. Un compresor de la frigider, care absoarbe aerul printr-un filtru, barbotează într-o soluție, într-o apă acolo, într-o soluție, după care vin domnii de acolo și... În 2016, tehnica pe care o avem la ora actuală, umblăm cu prostii de genul ăsta. Ei se bucură, ei sunt, și chiar în condițiile acestea, au fost, de exemplu, la nivelul anului 2008, au avut acel accident, da? Au fost depistate, depășit la medic. Vă întreb și vin din nou și vă spun, cum s-a am încredere în funcționarul statului? Când după două zile în care se găsește, se determină, se iasă, că sunt depășiri ale valorilor limită maximă adus la forma dechidă, eu sun pe doamna Romița asta și o spun, dar ce se întâmplă? Păi că sunt depășiri. Vă întreb, aveți discuția, pentru că este foarte important. Păi sunt ceva depășiri. Păi stați, de unde? Cum? Păi s-a depășit vreo 3-4 limita la forma dechidă. Dar bun, și ce ați constatat? Păi că nu știm de unde vine. Extraordinar. Nu m-am putut abține. Cum doamna Rănița asta? Nu fi de la înghețata lui Albin, doamne, de la extract. Ăla care face înghețată, ăla lucrează cu forma vechită. Păi stați, doamna, de ce vorbiți așa? Cum vrei, doamnă, să vorbesc? Deci vă spun acum de unde vine. De la acea garnitură fisurată, în data de, nu mai știu exact, 28, la ora 5, au lucrat toată noaptea, au lucrat cu schimbul și așa a doua zi, cu fireza și au făcut acolo de mai și aparte capul. Au fost amendați, da? Au fost amendați pe urma sesizării mele. De cum e posibil, doamne, așa? Cum pot eu să am încredere în funcționarii statului? Dumneavoastră spuneți așa. Domnule, eu am sesizat autoritățile statului. Și autoritățile statului, eu am amendat pe el. Eu am sesizat autoritățile statului. Și autoritățile statului l-a demis pe... Cine era? Și după aceea tot dumneavoastră spuneți cum s-a făcut un fel de Ce nu este în ordine? Păi ce nu este în ordine? Că doamna Rănița Stan, comisarul... Doamne, vreau să-mi lăsați să vorbesc. Deci comisarul care monitoriza activitatea pronoșpanului știe, vede că sunt depășit la forma de chită și așteaptă ca din partea societății civile să fie împinsă, spate, să ia măsuri. Cum se poate așa ceva? Ce încredere, scuze-mă, ce încredere mai putem să avem noi în oamenii ăștia? Mai nou, vis-a-vis de ceea ce spunea domnul doctor, dați-mi voie să vă completez, discutam cu cineva și din domeniu, ce domnule, au apărut o serie de boli nespecifice. Nu mă pricep, poate ne va ajuta domnul doctor să... Încă o chestiune extraordinară, nu te-am întrebat, te rog frumos, lăsați-mă să... V-ați spus că e punctual, domnule. Ședință CAT, doamna Rănița Stan. La ultima ședință CAT. Am fost prezent, dar trebuie să vă dau niște rămâni. Ca și observator. Are o serie de obiecțiuni vis-a-vis de studiu de privind starea de sănătate a populației și numele. După care vine să spună că, de fapt, totul este în ordine, că nu avem niciun fel de reținere, se poate da autorizația. După ce 5 minute are obiecțiuni, își termină discursul că, de fapt, totul este în ordine, se poate da autorizația a societății. Bun. Deci, eu vin către noastră în ideea de a avea niște inițiative legislative privind interzicerea fabricării formaldehidei. Așa cum azbestul este interzis să se producă, fiind trecut pe lista de substanțe cancerigene, solicităm ca și acest produs să fie interzis spre fabricare. Totodată am dorit să mai aveți o inițiativă legislativă în ideea ca aceste industrii poluatoare să fie mutate, dar cel puțin să nu mai fie amplasate în proximitatea orașului. Cel puțin 10-15 km n-au ce căuta lângă noi. Avem un zgomot nebun de pe depozitorul de la Cunoșman. Nu pot dormi noaptea, nu mai avem liniște în orașul ăsta, domnilor. Nu știu care stați aici. Deci, și mai ales în zona aia mea se aude vrâșitor aia acolo, deci te scoate din sărite. Sunt cu termopane, cu uși închise și la auzi, uite așa, te scoate noaptea din pat, că i-au sfârșit. Așa, și acum,
Spuneți-mi, eu, în momentul în care mai achiziționez un autoturism, plătesc o taxă de poluare. Acești agenți economici poluează antro, nebunește, cum să vă mai spun. Nu plătesc nici o taxă de poluare, oare de ce? Sunteți sigur? Nu, nu am prea. Păi, dacă să știți că plătesc taxa de poluare? A fost... Dar multe le-a stat așa. Poftim? A fost o întrebare mai bine. A fost o întrebare. Da. Bun, deci cu atât asta am terminat. Și domnilor să le adunați, voi să luați așa, și chiar cu asta termin. Sunteți reprezentanții noștri. Noastră sunteți cei pe care noi v-am ales acum, nu știu eu pe cine am ales dumneavoastră. Dar sunteți reprezentanții cei care trebuie, consider eu, că să ne reprezentați interesele noastre în Parlament. O întrebare. Spuneți-mi, vă rog, când se vor termina cu aceste dări? Când se vor termina dările îndreptate asupra poporului român? Cine și ce? Întrebarea asta cu unitatea de scuzați-mă, acum șapte, opt ani de zile... Da, vreau să ziceați cu reprezentanții, da. Cu aleșii, cu pe cine am ales, de aia am și eu. Da, deci acum 7-8 ani de zile, tot la fel asupra mea se aplana o asemenea suspiciune. Uitați că au trecut atâția ani de zile și nu mi-am depus nici măcar o candidatură. Și nici n-am depus să o fac, și mai ales din postura cu voi sau din partea mea. Dar eu am primit un material din partea dumneavoastră. Am două obiectivi de făcut și anume, la un moment dat spuneți așa, directiva 2010/75 UE privind emisiile industriale să nu mai obțină autorizații integrale de mediu și e vorba de acea distanță de 10 km. Vă atrag atenția că este o recomandare. Deci nu este obligatoriu, nu este la un termen imperativ. Deci este recomandare. Mai departe. Spuneți despre zona industrială, că autoritățile trebuie să delimiteze în mod clar. Păi zonele industriale, conform legislației, sunt foarte bine delimitate, iar în zona industrială se respectă aceeași legislație de mediu cu care unii dintre noi nu suntem de acord. Vis-a-vis de discuțiile care le-am avut împreună la ALBA, eu am înțeles că un punct care trebuia discutat aici este dacă domnii parlamentari pot să vă susțină pentru a modifica în unele puncte legislația de mediu. Și eu cred că asta puteți să o faceți, iar domniile lor vă pot ajuta. Mai departe, ultima problemă ce am găsit-o în materialul dumneavoastră, implementarea unei zone de tampon tip perdea forestieră. Acum, eu sunt inginer silvic de meserie. Dacă veniți să-mi spuneți că pe o platformă industrială poți să faci o zonă tip perdea forestieră, dați-mi voie să vă spun că nu are nicio relevanță, pentru că perderele forestiere se fac la marginea orașelor, perderele forestiere se fac în benzi de peste 300 de metri, deci este imposibil să se facă așa ceva. Dacă se face o perdea forestieră, cum scrie la carte, trebuie dărâmată firma și facem perdea forestieră.